Dorința expansiunii Imperiului Roman, jignirile aduse prestigiului în urma confruntărilor din perioada împăratului Domitian cu Decebal, încheiate în favoarea dacilor, vistieria Romei secătuită, dar mai ales bogățiile existente și cunoscute de pe teritoriul Daciei, au constituit principalele cauze care au determinat desfășurarea celor două războaie daco-romane din anii 101-102 și apoi 105-106. Valoarea părăzilor de război și a comorilor regelui Decebal duse la Roma au restabilit și completat vistieria Imperiului Roman. Columna lui Traian a fost ridicată urmarea victoriei împăratului Traian asupra Daciei. Pe amplasamentul unde s-a stabilit construirea forului lui Traian, inițial se afla o colină care a trebuit să fie scavată și nivelată. La aceste lucrări au participat și prizonierii daci, din cei 50.000 duși la Roma. Dar, atenție! Pe soclul columnei, chiar deasupra porții care permite accesul în interiorul ei, se poate citi și astăzi o inscripție săpată în marmură. Senatul și poporul roman, împăratului Cezar, fiul divinului Nerva Traian Augustul, germanicul dacicul mare pontif, învestit pentru a 17-a oară cu puterea de tribun, aclamat de 6 ori imperator, consul pentru a 6-a oară, părinte al patriei, pentru a se arăta cât de înalt era muntele și locul săpat cu eforturi atât de mari. Iată, textul inscripției datează din anul 113, când a fost inaugurată columna. Acest text se prezintă în contradictoriu în raport cu măreția și splendoarea columnei. Înălțimea totală a columnei fără statuie este de 40 de metri. Baza columnei, fusul și capitelul au împreună 30 de metri. Banda sculptată prezintă o lungime de 200 de metri. Relieful este sculptat pe 404 dale din marmură, făcând parte din structura columnei, unde sunt reprezentate 124 episoade relative la războaiele împotriva dacilor și are mai mult de 2500 de personaje. Și totuși, inscripția ne uimește. Oare acest splendid monument al artei romane, această cronică figurată a războaielor dacice, a fost ridicată numai ca măsurătoare a lucrărilor de excavație întreprinse pentru construirea forului? Pentru atât doar efortul tehnic la care au lucrat câțiva ani numeroși artiști sub conducerea vestitului Apolodor? Pare cu neputință. Deși inscripția este categorică. Scenele de pe columna lui Traian reprezintă pregătirile de război ale romanilor, inclusiv plecarea acestora către Dacia, armatele romane în zona cetăților dacice, tehnici de luptă, asaltul cetăților dacice, luptele și victoriile obținute. Pe columnă, împăratul Traian apare de 59 de ori. Către final, apar scenele cu cei învinși, în care Sarmisegetuza este cucerită, iar apărătorii ei se sinucid sau părăsesc cetatea. Scenele privind grupurile de daci care se supun romanilor sunt edificatoare. Importantă este și scena în care romanii descoperă comorile regelui Decebal, iar figura lui Decebal pe columnă apare de 6 ori. Columna este un monument istoric, dar și o operă de artă, fiind un izvor de inspirație pentru artiști și etnografi, pentru reconstituirea portretelor, vesmintelor și armelor. Totodată, importanța topografică și arhitecturală a zonelor și fortificațiilor. Ridicată la 12 mai 113, este singurul monument care s-a mai păstrat din forul lui Traian, fiind cea mai mare sculptură în relief din toată antichitatea. Pe parcursul scenelor apar evenimente firești în deplasarea și desfășurarea unui război, anume discursurile împăratului în fața armatei, consiliile de război, construirea de castre, bătăliile, trecerea Dunării printr-un pod de vase și descrierea amănunțită a locului, a portului, a fizionomiei și a fortificațiilor. Romanii au ținut morțiș să reprezinte succint și sintetizat evenimentele și luptele care au avut loc pe parcursul războaielor. Reliefurile columnei sunt un adevărat imn închinat bravurii armatei romane, dar în același timp, imaginele sunt străbătute de un incontestabil respect față de dacii învinși într-o luptă inegală. Demnitatea figurilor lui Decebal și ale căpetenilor dace, rezistența îndârjită pe care majoritatea dacilor o opun romanilor, sunt mărturia unui respect și a unui umanism care înnobilează creația artiștilor. Pe scena columnei, Decebal aflat în simetrie cu împăratul Traian, pe o stâncă mai ridicată, impune o atitudine demnă, calmă, fără niciun gest de umilire, rămânând în poziția verticală, marcând cererea de pace cu gest discret.
La prezentarea acestor succinte informații despre colonelul Drean au fost folosite surse bibliografice semnate de Ion Miclea, Radu Florescu, Mihai Floroiu, Ion Surjan, cât și din diverse enciclopedii. În concluzie, istoria, chiar dacă este scrisă de învingători, aceștia mereu înălțându-și monumente impresionante în onoarea lor și în amintirea victorilor, de data aceasta pe columna lui Drean se aduce un omagiu celor învinși, pentru dacii care sunt strămoșii românilor de astăzi. Cărui alt popor din antichitate i s-a mai ridicat un monument după ce a fost înfrânt? Se cade așadar să cinstim acest monument noi, urmașii dacilor, poate mai mult decât urmașii romanilor. Acesta este un simbol și o mărturie a trecutului nostru. De ce să mai învățăm astăzi istoria? De ce să ne mai pese de aceste obiecte aparținând unor vremuri de mult apuse? Fiindcă ele sunt mărturii ale unui trecut fără de care nu poate exista nici viitor. Venim din părinții noștri, aceștia la rândul lor vin din părinții lor și tot așa până ajungem la cei de pe columna lui Traian. Spuneți copiilor voștri despre istoria neamului nostru, arătați-le acest documentar și încă altele, văzându-le ei vor duce mai departe flacăra, spiritul unui neam demn și respectat, iată, din timpuri străvechi.